Bună și bine ai revenit la un nou videoclip. Numele meu este Alina, iar dacă ești unul dintre urmăritorii mei, bine ai revenit! Astăzi am pregătit pentru voi un videoclip de curățenie care este dedicat în special celor care mă urmăresc datorită videoclipurilor mele cu și despre curățenie. Vă datorez videoclipul acesta de foarte multă vreme fetelor și tot am spus eu că o să fac un videoclip de motivație, de curățenie, dar nu m-am organizat îndeajuns de bine, dar iată-te! Astăzi a ajuns videoclipul acesta și sper din suflet ca acest videoclip să-ți dea toată motivația de care ai nevoie în cazul în care trebuie să trebăluiești și tu în jurul casei. Nici nu mai mi-aduc aminte când a fost ultima dată când am scos noi organizatorul acesta cu produse de curățenie. Pentru acelea dintre voi care mă urmăriți pentru videoclipurile de curățenie, vreau să-mi cer scuze că am cam failuit la videoclipurile acelea. Dar astăzi, așa cum bine ai văzut, avem un videoclip de curățenie și aș vrea să-ți arăt ce produse de curățenie folosesc. Știu că aceasta este una dintre cele mai populare întrebări la mine pe canal, ce produse de curățenie folosești. Cădița aceasta o am, doamne, nu știu, fetelor de 4-5 ani. Dar zic să-ți prezint produsele de curățenie. Pentru oglinzi și geamuri îl folosesc pe acesta de la Star Drops. Este un produs cu oțet. Următorul produs nu are nevoie de nicio introducere la mine pe canal. Dacă mă urmărești de ceva vreme, știi deja că de fiecare dată când fac curățenie îmi place să folosesc produsul acesta. Lenor Crease Releaser și este un produs care facilitează îndepărtarea cutelor. Îl folosesc în special pe draperii și așternuturi. Următorul produs este un produs de care sunt absolut îndrăgostită și cu tristețe trebuie să spun, este ediție limitată. Este acesta de la Zoflora pentru suprafețe multiple cu miros de lalele și piersică. Doamne, miroase senzațional, îmi place foarte mult. Apoi pentru baie l-avem pe acesta de la Viacal, nici nu știu cum se pronunță, dar îmi place extraordinar de mult. Acesta este singurul pe care îl folosesc în baie. Mai am un produs aici pentru covoare. Este un fel de spumă. Îl folosesc foarte rar, fetelor. Cred că ultima dată când am folosit a fost să tot fie curățenia de primăvară. Deci câteva luni bune nu-l folosesc foarte des. Dar am zis că acum, înainte să plec acasă, ar trebui să împrospătez un pic covoarele. Avem o lavetă de microfibră. Cârpa magică pentru geamuri și pentru oglinzi. Și am aici un pămătuf de la Flash, care îmi place super, super mult. Și cam acestea sunt toate produsele de curățenie pe care le vom folosi astăzi. Zic să începem! Kitul acesta de curățare pentru dormitor, cred că l-am cumpărat acum aproximativ 6 luni și l-am cumpărat în cadrul unei oferte
atunci când ne-am schimbat noi câteva dintre pernele din dormitor și conține un inhibitor de praf, conține un spray pentru suprafețe multiple, un spray pentru perne și saltele și cel care îmi place mie cel și cel mai mult este acesta, este un spray de pete, să-l numim așa. Dacă ai ceva pete pe tapiseria patului, le îndepărtează foarte bine și o să-ți arăt într-un minut cât de bine lucrează, deși acum că mă uit în urmă și editez acest videoclip, îmi dau seama că pe partea în care stă Andrei cu perna nu am insistat destul de mult. Dar așa cum bine poți vedea din videoclip, erau câteva pete destul de urâte, iar spray-ul acesta cu siguranță le-a îndepărtat foarte bine. Dacă ar fi să recumpăr kitul, nu știu dacă aș recumpăra tot kitul. Cred că singurul produs pe care chiar îl recomand este acesta pentru pete. Celelalte nu că nu fac o treabă bună, că probabil că fac o treabă bună, doar că nu este atât de vizibilă ca al acestuia din urmă, să zic așa. I used to stay up all night, trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. That's the way I'd ever let you go. Nu cred că sunt de acord cu inteligența aceasta artificială, clonarea și tot ce ține de chestiile acestea supra-supra, să zic așa, dar în unele cazuri fetelor, cum ar fi cazul de față, cred că ar fi super de folos pentru multe dintre noi dacă am avea o clonă care ne-ar ajuta la treburile casnice. Bineînțeles, glumesc. Și a fost așa o editare, să spună, un zâmbet pe față și sper că am reușit acest lucru, dar revenind la lucrurile reale care se întâmplă în lume, cu siguranță nu sunt de acord cu tot ce ține de inteligența asta artificială și clonare și așa mai departe, nu. Sunt de acord cu gadgeturile care ne ajută și ne ușurează munca, cu siguranță sunt cu totul pentru aceste gadgeturi, dar cred că câteodată se merge mult, mult prea departe cu aceste lucruri. Acum câteva săptămâni am arătat eu într-un videoclip că am găsit la un magazin de tip SH câteva cutii de depozitare. Aceasta este una dintre ele și am de gând să o folosesc în camera Mirunei.
Cred că persoana care le-a avut înaintea mea deținea animale pentru că înăuntru cutiilor era plin de praf. Cred că a avut câini, dacă nu mă înșel, pentru că praf, scuzați, părul era mult prea mare pentru a fi unei pisici, așa că am curățat-o bine cât de bine am putut. Am filmat un pic și pentru voi să vă dau un pic de motivație, dar apoi Andrei m-a ajutat să o curăț mult, mult mai bine. În continuare ne mutăm în camera Mirunei și lenjeria de pat pe care o să-ți o arăt într-un minut este cumpărată din ediția de vară de la Primark. Cu siguranță o găsești și în România. Noi am cumpărat-o înainte să plecăm și mi-a plăcut foarte mult pentru că are și o perniță decorativă. Așa cum cred că deja ți-am mai povestit-o de multe ori, în Marea Britanie lenjeriile de pat nu vin și cu cearciaf, vin doar cu pilota, fața de pernă, iar aceasta a venit și cu o perniță decorativă. Super, super frumoasă. Într-o secundă o să-ți prezint exact și cutia de depozitare și, deși ca și culoare nu se potrivește cu camera Mirunei, așa cum am menționat și atunci, cred că momentan o să ne descurcăm cu ea. Iar ceea ce Miruna a făcut a fost să-și depoziteze toate jucăriile din pluș în cutia aceasta de depozitare. Iar sacul acela roz în care ea își ținea jucăriile înainte l-am dăruit nepoatei mele Amelia. Cu siguranță este mult mai potrivit pentru o cameră de fetiță un pic mai mică, să zic așa. La vârstă mă refer, bineînțeles, nu la cameră. Dar ai înțeles tu ce am vrut să spun. Dar cam așa arată cutia, îi place Mirunei foarte mult, poate fi folosită atât pe post de depozitare, cât și să stai pe ea și momentan o să ne descurcăm cu ea. Îți place Miruna? Ce ai zis către mami că nu-i culoarea potrivită? Îi plăcea mai mult dacă era alb, da. Acum e bun și așa, nu? Da. We stand on the opposite shore. Hello, Mona. I reach through mysterious ceilings. My only hope. I look for. Haideți că am intrat în camera lui Mihai și aici nu vă mai filmați fetelor pentru că am făcut exact același lucru ca la noi în dormitor și ca în camera Mirunei, dar am vrut să-ți arăt cutiile de depozitare pe care le-am găsit așa la un magazin SH în care mă gândeam sincer să fiu să-i depozitez încălțămintea. Ca și culoare sunt negre, sunt dintr-un fel de imitație de piele, arată super super bine acolo lângă dresser și avea el niște cutii pentru papuși pe care eu cred că le-am cumpărat, sinceră să fiu, nu mai știu, de la Primark sau o să-ți introduc eu undeva aici o poză, că cu siguranță știi la ce mă refer. Dar comparativ cu cutiile acelea, pe care cu siguranță nu le recomand, acestea sunt mult, mult mai bune. Ne mutăm în baie și cred că baia mi-a luat cel mai și cel mai mult timp pentru că am vrut să fac o curățenie în profunzime aici. Am avut și ajutor, Andrei m-a ajutat să spăl dușul. Și între mine și el cred că am făcut curățenie aproximativ o oră și ceva și având în vedere faptul că baia noastră este mică, a durat destul de mult timp. Dar cu siguranță Alina din viitor o să fie super, super fericită atunci când mă întorc acasă din România și baia mea o să fie curată. Vorbind despre întoarcerea din România, la momentul în care tu o să vezi acest videoclip, noi încă suntem în România. Și am avut concediu aproximativ 3 săptămâni, să zic așa, deși câteva zile ne-am petrecut în Germania la cumnata mea, dar la momentul la care tu o să vezi videoclipul acesta, noi o să fim încă în România și eu am filmat acest voiceover în România. Și vreau să vă spun, fetelor, că m-am bucurat enorm de mult de căldură, de mâncare, de soare, de familie, de prieteni, de toată lumea, parcă nici nu vreau să mă întorc acasă, în special pentru că, așa cum cu toate le cred că știm, lucrurile în Marea Britanie sunt destul de tumultoase, să zic așa, și nenorocirea care s-a întâmplat, nici nu vine să cred, s-a întâmplat exact în orașul nostru. Nu ar vrea să vorbesc despre asta, poate când lucrurile o să se mai calmeze și când o să mai treacă valul acesta, poate că o să fac eu un videoclip separat despre ceea ce s-a întâmplat. Dar nu aș vrea să atrag și mai mult negativism asupra situației și mi se pare că în loc să se vorbească despre fetițele acelea care și-au pierdut viața și despre familiile lor și trauma prin care trece acele familii, mi se pare că se pune foarte mult focus pe băiatul acela care a făcut nenorocirea pe care a făcut-o. Și în loc să ne focusăm pe, nu știu,
să aducem un pic de consolare în viața acelor familii, ne focusăm pe el. Nici nu vine să cred că acest lucru s-a întâmplat în orășelul în care noi locuim, așa cum cred că deja știți, locuim în Southport și este un oraș foarte mic. Noi în România suntem din Alba Iulia și Southport-ul cred că este cu mult mai mic decât Alba Iulia. Deci vă dați seama ce micuț este orașul. Nu vine să cred că s-a întâmplat în orașul în care locuim noi. Și motivul pentru care nu aș vrea să vorbesc încă despre ceea ce s-a întâmplat, deși știu că sunt foarte mulți oameni care fac videoclipuri pe YouTube despre asta, este pentru că una dintre fetițele care și-a pierdut viața, eu pe mama ei o cunoșteam, iar eu și mătușa ei lucrăm pe aceeași secție la Spitalul Județean din oraș. Așa că, da, aș vrea ca lucrurile să se calmeze înainte să vorbesc despre asta. Dar, încheiind această notă de, nu știu, supărare, să zic așa, și să revin cu o notă de pozitivitate, că despre asta este vorba. Am făcut o curățenie în profunzime în baie, dar zic să închei paranteza aceasta lungă și să vă las cu un pic de muzică de motivație. În ceea ce privește produsele pentru curățarea băii, cred că preferatul meu este spuma aceasta de la Pink. Curăță și îndepărtează calcalul foarte, foarte bine. În cazul în care nu ai încercat-o înainte, chiar îți recomand să încerci. Dă-i așa o șansă, nici nu este scumpă, nu știu, în Marea Britanie cred că este 1 liră. Nu știu dacă o găsești și în România, dar dacă ai posibilitatea să o încerci, chiar o recomand. Este foarte, foarte bună. Cam acesta a fost videoclipul meu pentru astăzi. Mulțumesc mult pentru vizionare ca de fiecare dată. Sper că ți-a plăcut, sper că te-a motivat cât uși de puțin și sper că ți-am fost o companie plăcută în cazul în care ai avut și tu de trebăluit în jurul casei. Eu vă pup cu drag, iar noi ne vom revedea data viitoare cu un nou clip. Până atunci, mulți pupici și pa, pa! You'll be the death of me still, you're my medicine. Yeah.